Salutare, prieteni! Haideți să vă prezint Swiss Card Classic, care, din punctul meu de vedere, este o idee extraordinară de cadou. Acesta este ambalajul original. Dacă îl ambalați tip cadou, sigur veți surprinde destinatarul și asta deoarece arată ca o cutie de CD cu muzică sau cu filme. Bun, să-l deschidem. Înăuntru un pic de istorie, nenea fondator pe numele lui Carl Elzemer și unealta propriu-zisă de culoarea tipic celor de la Victorinox, roșu. Pe spate avem acces la riglă în inci. Aici în colț avem o chestie gen să o putem agăța, să-i pui o buclă dintr-o sfoară foarte fină și rezistentă. Și asta să poți să agăți de colț unealta. Asta e forma. Pe partea principală avem centimetri deasupra. Avem cuțit, o foarfecă. Foarfecă faină, poți să faci de toate cu ea, poți să stai în unghiile, poți să folosești la birou pentru situații neprevăzute. Foarte, foarte bună chestia asta. Un ac ideal pentru desfăcut caseta SIM-ului de la telefoanele moderne. Tăvița SIM-ului. Suplimentar avem o pilă cu o șurubelniță în cruce. Foarte faină și asta. Ce mai avem pe aici? Penseta lor tipică care o găsim și pe la bricegele tip reloc. Nu utilă deloc. O scobitoare. Foarte fain. Îmi place chestia asta. Și musai, pentru așa o unealtă, un pix. Să semnez cecuri în alb, dacă ajungi la nivelul respectiv. O idee de cadou foarte, foarte faină. Prețul variază funcție de magazin. Undeva pe la 120 de lei. Asta e Swiss Card Classic. O să facem și o comparație cu Swiss Card Lite să vedem care e diferența între ele. Toate cele bune!